Agresivitatea este un simptom primar al tulburărilor de comportament. Iar acest simptom primar cu timpul, care se arată ca și o tulburare de comportament, cu timpul nu este obligatoriu, dar poate să treacă în tulburare de personalitate de tip antisocial, de tip impulsiv-explosiv, în tip borderline sau toate trei deodată sau mixate într-un fel sau altul. În aceste cazuri deja ne confruntăm cu o problemă gravă și, sigur, locul acestor oameni odată și odată va fi penitenciarul, închisoarea. Agresivitatea timpurie este cel mai important predictoriu pentru criminalitatea adultă. Copiii și, în special, adolescenții din ziua de azi sunt expuse la tot mai multă violență. Și știm că este categoria de partea socială care este cel mai vulnerabil, cel mai vulnerabil la acest lucru, fiindcă personalitatea lor este în curs de structurare, în curs de formare, astfel sunt foarte receptivi la orice stimul ce vine din exterior. De aceea, conform statisticilor, pot să vă spun că cauza numărul 1 al deceselor tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 21 de ani este, deci cauza morții sau, mă rog, decesului la acest tineri este violența, din păcate. Un alt comportament grav cu care ne confruntăm tot mai des la adolescenți este comportamentul autodestructiv. Iar prin comportamentul autodestructiv înțeleg consumul de excesiv sau dependența deja de alcool și, nu în ultimul rând, dependența de droguri și mai nou cum au apărut etnobotanicele la modă, din păcate. Etnobotanicele sunt un produs extrem de periculos și pot să vă spun că majoritatea tinerilor cu care mă întâlnesc în penitenciar, care au comis infracțiuni și fapte cu violență, la timpul în care au comis infracțiunea, erau sub consumul, sub influența alcoolului și, din păcate, în ultimii ani, tot mai des sub influența etnobotanicelor.